filmului, ce dracu. Cel de dincolo nu e mulțumit cu sfârșitul. Trebuie să faci ceva diferit. Cel de dincolo, deci sunt atât, îmi pare că e greșit persoane. Cel de dincolo. Cine privește pe cine? Regizorul mai, înțeles? Îmi pare rău, n-am înțeles. Nu nimic, nu contează. Tot ce trebuie să știi este că trebuie să spui da la tot ce ți se cere. Ai înțeles? Perfect. Fii atent. În câteva secunde o să apară iar. Bine, nu eu. Alt eu. Și o să-ți dau un plic. Tu trebuie să știi că după ce plec, nu eu, celălalt eu, vei schimba acel plic cu acesta. Ai înțeles? E simplu. Perfect. Înțeles. Și încă o chestie. Nu cumva să crezi ce-ți spun eu. Adică nu eu, celălalt eu care o să vină. Ai înțeles? Am înțeles. Ce de bun! Trebuie să faci ceva pentru mine, n-ar fi lopuțești. Fii atent. La prima masă de lângă geam e o femeie. Să mergi la ea și să-i dai acest plic. Ia-l! Plicul ăsta e foarte important. În el este continuarea pentru ziua de mâine. Ziua de mâine? Ziua de mâine, boule, da, continuarea istoriei, episodul următor, cum vrei tu să-i spui. Dar ai grijă, fără plicul ăsta, dacă nu ajunge la tipa, nu o să mai existe nimic. Nici tu, nici... Puțulica ta și nici femeile în care poate la un moment dat o să bagi. Nimic. Bine, din ce mănânci? Din ce mănânci, mă? Cum adică din ce mănânci? Doar din WC-ul ăsta. Din ce mănânci? Ce faci tu ca să pui mâncarea pe masă? Am distrus, am creator de modă. Aha, domnul creator de modă. Dacă nu duci plicul ăsta, e ca și cum mâine lumea ar fi dezbrăcată pe stradă că n-are ce să îmbrace. Ai înțeles? Așa că îi face bine să-i duci. Da? Foarte bine. Bravo. Bun. Încă o chestie. Nu cumva să fii de acord cu ce zice femeia aia. Trebuie să-i spui nu la orice îți propune. Nu. E așa. E bună. E foarte bună. Dar tot ce vrea ea este să mă tragă în țeapă. Și dacă ea mă trage pe mine în țeapă, te trag și eu în furculița asta, domnul Andy Storza, creator de modă. Bravo. Calmează-te. Nu ești nici primul, nici ultimul. Nu se întâlnește niciodată personal cu mine. Își găsește de fiecare dată câte un dobitoc să facă. Așa sunt autorii. Doamne, unde-mi sunt manierele? Nici nu m-am prezentat. Eu sunt Nina, scenarista acestui haos pe care tu îl numești lume. Nu înțeleg. Nu mai înțeleg nimica. E simplu. Eu transform diarea verbală a celui care te-a trimis aici în ceva dinamic, în ceva demn de trăit. Bine. Pot să plec acum. Zâmbește pentru mine, te rog, zâmbește puțin. Așa. Ești frumușel, știai? Și ai o mimică interesantă. Un fel de Anthony Perkins pentru săraci. Auzi? Nu vrei să fii personajul principal al zilei de mâine? Ba da. Cum să nu, da. Orice da, da. Așa te vreau. Dar mai întâi trebuie să vorbești cu regizorul. Și... unde-l găsesc? Scumpule, cum adică unde-l găsești? E în spatele tău. Uite care ai șusta. Eu te fac starul zilei de mâine. Îți scriem un scenariu fain, cu fast cars, money, beautiful women. Hollywoodism, mișto, înțelegi?
Tot ce trebuie să faci tu este să-mi zici cine este autorul. Autorul trebuie să dispară. De ce ați vrea asta? Noi doi vrem să facem niște schimbări pe aici. Nu mai avem chef să adaptăm toate rahaturile care le scrie acest nevrotic. Știi, vrem să, ca tot să fie un pic mai light, un pic mai optimist, un pic mai entertaining. Știi cum e, nu? Da. Nu mai înțeleg nimic, dar în fine, da. Da? Da, da, fac ce vreți. Perfect. Semnează acest contract prin care noi ne obligăm să te faci un starul zilei de mâine. Starul. Și tu te obligi să ne divulgi identitatea autorului. Semnezi aici? Da. Aici, da. Este domnul de la bar. Nenorocitule. Nina, citește un pic din ultima poveste pe care acest rahat întruchipat a scris-o. Dar ziua de mâine nu e aici. E doar scena asta. Și el a semnat deja. Ce idee genială!